Draft, draft, draft. Astăzi facem din nou drafturi. Da, băieți, continuăm seria noastră în care încercăm să facem 193, poate chiar 194 aici la drafturi. Aproape imposibil în momentul de față, însă încercăm, frate. Dacă mai vreți tipuri cu drafturi, like acolo, 1500 de like-uri și mai facem. În clipul de astăzi cred că vom face 3 drafturi, cam așa. Și hai să vedem ce este, frate, hai să vedem ce este. Probabil că o să-mi cheltuiesc toți banii, dar nu mai contează. Mamă, 4-5-1 atac la FIFA 20 și FIFA 21. Cu formația asta am făcut 194, așa că asta este formația norocoasă. Sperăm că sunt carduri bune acum în drafturi. Se pare că nu prea sunt. Ok, o să-l iau pe Thiago de 86, că n-am pe cine să iau. Hai să vedem, poate în continuare vor apărea carduri mai bune. Da, mă, da, vine Dybala de 96 aici. Clar, luăm pe Dybala. Cred că o să apară multe cartonașe din seria A cel mai probabil. L-avem pe Nkuku de 89, m-am și pe mine aici. Dar o să-l iau clar pe Nkuku pentru rating. Nu începem rău, dar nici bine. Se putea și mai bine și vine aici Kevin De Bruyne. Aș fi preferat varianta Team of the Year sau Team of the Season. O să merge și ăsta, să zicem. 93 Kevin De Bruyne. Haide mă, Ride with Force să vreau. Di Magia, hai că luăm pe Di Magia. Luăm așa pe Di Magia, doar că nu prea avem chimie. O să-l băgăm pe Dybala CAM. Nu știu cum o să fac eu chimie la echipa asta, dar ne descurcăm noi. Left mid-ul, s-a terminat cu left mid-ul ăsta, o să luăm pe Martinelli, oricum o să-l scoatem din echipă cel mai probabil. Și left back-ul, să știți că nu e rău, îl luăm pe Bravo I Steel ăsta. Ok, o să luăm aici pe Bravo, Mitchell nu e nici el rău, că e din Premier League, dar o să luăm pe Bravo aici, băieți. Ia să vedem CB-ul și mai mult de 190 n-avem la draft ăsta, cred. Luăm pe Da Silva, următorul jucător pe poziția de CB. Bă, dar de ce m-a dat pe Van Dijk Team of the Season? Asta nu pot să înțeleg. O să luăm până la urmă pe Van Dijk ăsta de 90, n-avem ce să facem. Sperăm în continuare la jucător bun și vine Cafu, așa, da, așa mai vii de acasă. L-avem pe Cafu de 94, caută-l ce pupă Cupa Mondială după ce au pupat-o 20 de jucători. În fine, hai să vedem mai departe ce se întâmplă aici. Lopez de 85 nu e rău, dar se putea și mai bine. 90 OVR până acum. Am nevoie de un CAM și un striker să leg totul cum trebuie. Poate avem noroc la un icon ceva. Până atunci luăm pe Grealish. Cine naiba e Ivi Lopez? La ce echipă joacă Ivi Lopez? Rakow din Polonia? Rakow, cred că se citește de fapt. Ok, din Polonia ăsta, bă, vedeți că e bunicel cartonașul, dar cred că o să luăm pe Neuer pentru OVR, doar că nu prea avem cum să legăm, asta e marea problemă. Hai să vedem care e următorul jucător. Robertson, nu e rău, nu știu dacă are cartonaș Team of the Season, cred că are, nu? Aba, nu cred că are Cancelo. Mai departe, ia, mamă, bine, vine aici Cuadrado, zici că e fisul Will Smith în poza asta, ce freză nebună are Cuadrado, ești nebun? Da, mă, da, vine aici Cuadrado, nu știu unde să-l bag în echipă. Face link-ul Dybala, doar că nu prea avem cum să-i legăm. Asta e cea mai mare problemă, lăsăm pe Cuadrado striker. Cred că ar putea să joace striker, adică are 99 pace, 97 dribbling, 5 stele skill moves. Mult prea bine arată cartonașul lui Cuadrado. Și următorul jucător e bancul, da. De fapt n-am cum să-l iau pe bancul, din păcate. Mamă, ce seamănă bancul cu Nacho Monreal. Doar că bancul are urechile astea mai mari. De zici că sunt ferit de salam. În fine, aceam pung aici. Messi! Vine și Messi aici, 98 Messi. Până acum avem 91 rating. Cred că putem să facem în 192 dacă ne chinuim puțin. Am nevoie neapărat de iconuri la echipă. Doar că nu mai pică. Dăm, frate, un striker icon sau ceva de genul. Vine și Berardi. E și Neymar aici. Neymar nu prea am cum să le... Cred că o să le iau pe Berardi de 96. Da, întrebarea e unde îl băgăm pe Berardi de 96. Putem să-l băgăm aici. De fapt, hai că lăsăm pe Messi titular. Haide mă, un striker ceva, frate, un striker. Bă, dar nu dăm un striker. Vis că asta nu e rău. Și aici s-a terminat. Da, nu cred că vor mai pica cine știe ce jucători mai departe. Cam ăsta a fost draftul, băieți. Cred că numai jucători gold vor pica acum. Ok, mai pică Odriozola asta, să zice. Mai pică Hang Chong Chong. Am aici o tactică bună, ia. Luăm pe Odriozola, îl băgăm așa, facem schimb cu Cafu, ba nu facem așa și nu cred că am rezolvat absolut nimic. Ba da, 85 chimie. Ok, 91 OVR, 85 chimie. Am nevoie de un striker, dăm striker. Ok, pică Atal, o să luăm pe Atal aici și ultimul, dar nu cel din urmă, este portarul care va fi, cred că Courtois, nu? Da, o să-l iau pe Courtois,
Și cam ăsta este primul draft, băieți, un draft de 91 rating. Poate dacă îl scot pe Martinelli fac 92 OVR, cine știe. Da, 92 OVR chiar avem la draftul ăsta. Sunt bunicele drafturile. 92 OVR, însă chimia e slabă. Și mergem și dăm cadou draftul ăsta și mai începem încă unul. Al doilea draft de astăzi, mai am în momentul de față 45.000, îmi ajung de 3 drafturi și cred că o să merg tot cu un 4-5-1 atac pentru că e formația mea norocoasă, nu pot să refuz formația asta când îmi pică, așa că hai să vedem care este capitanul. Wow. Da, o să luăm pe Insigne. Văd că sunt foarte slab capitanii, dar restul jucătorilor sunt decenți. Hai să mergem cu CM-ul, Marco Reus, Odegaard, Mateus, Cunha ăsta. Faza nasoală la Reus e că nu prea ai cum să legi. Așa că o să luăm pe Cunha, e brazilian, e din La Liga, poți să faci niște link-uri interesante cu acesta. Și mergem la următorul jucător care este strikerul și vine Kylian Mbappé. Mamă, vine și Florin Tănase. Nu pot să refuz, băieți. Nu pot să-l refuz. Și chiar nu pot să-l refuz. Deci îmi pare rău, n-am cum să-l refuz. N-ai cum să refuz pe Tănase. Hai că luăm aici pe Müller. Uitați-vă aici la Tănase, frate. 95 pace, 91 dribbling, 94 shooting și 92 passing. Ce cartonaș interesant are Tănase. Mamă, dar e forță, bă. Chiar e forță Tănase, n-ai ce să zici. Hai să vedem right mid-ul. Cred că draftul ăsta e cam eșuat pentru că nu prea avem chimie deloc. Să-l iau totuși pe Corona, dar avem numai link-uri roșii până acum. E eșuat rău de tot draftul ăsta. Deci n-ai ce să faci cu el, ești nebun, îl luăm pe Cacheré ăsta. Poate la rezerve se revanșează cu ceva, însă deocamdată e jale mare. Nu prea avem cum să legăm jucătorii ăștia absolut deloc. O să iau jucătorii în funcție de OVR, frate. Deci până acum numai link-ul roșii. Ăsta e troll draftul ăsta, n-ai ce să zici. Nici eu n-am fost prea atent la alegere acolo. Dar e de troll rău draftul ăsta. O să merg în continuare pe OVR. Mergem pe OVR, băieți, să vedem ce se întâmplă dacă merg numai pe OVR. Mainian aici, frumos, ne facem draft de serie A. Vedeți că nu e rău la rating. 89 rating, 54 chimie. Am nevoie de niște iconuri, să leg totul pe acolo, pe la mijloc. Și poate iese ceva din draftul ăsta. Poate dă un comeback draftul ăsta, cine știe. Ok, luăm pe Mohamed Salah, nu putea să-l dea pe la toți, dar în fine. Ok, luăm pe Twine. Bă, dar numai jucători de ăștia ciudați în pică, din liși de astea ciudate. Ok, nu știu, dar pică jucători ciudați rău. Haide, bă, ceva șmecher. Uite și tu ce jucători îmi pică. Ce e asta, bă? Bă, draftul ăsta mi l-a dat la mișto așa. Băi, îmi pică și Laba, adică na, Laba. Laba. Extraordinar. Hai să vedem mai departe. Ok, pică și Messi de 95, însă chiar n-are rost să mai facem draftul ăsta. Ar trebui să-i dau autocomplet. Uite, în loc să-l dea pe Vinicius de 96, îl dă pe la Slab. O să iau doar jucătorii cu OVR cel mai mare. Și vedem ce este la final. Ăsta e draftul, băieți. Măcar a avut 89 rating. Hai să-l dăm cadou, că ăsta l-am făcut degeaba. Hai să vedem ultimul draft aici, băieți. Și o să merg pe altă formație de data asta. O să merg pe un... Nu știu sincer pe ce să merg. Aș merge pe un 3-4-3, pentru că avem un jucător ofensiv high rated și poate în formația asta merge treaba. O să fie totuși destul de greu să-i leg. Și avem un icon așa de început, îl avem pe Balak. Hai, mai dăm un icon aici pe poziția de CM și e totul perfect. Oh! KDB 96. Da, mă, asta zic. Bă, ăsta trebuia să mi-l dea și mai devreme. Lăsăm aici pe KDB, vreau un striker forță din Premier League. Pică Benzema totuși, pică și Depay. Cred că o să luăm pe Benzema pentru că e francez și mă ajută destul de mult naționalitatea lui. Mergem la right wing, un right wing din Franța, ceva forță. Mamă, vine Messi, bă, vine Messi 97, team of the season. Se anunță un draft spectaculos, băieți. Ia uite-l ce râde Messi, știe că vine un draft forță. Și Salah râde, ia uite-l. Mă, da, să vede Messi ăsta dacă e ok. Da, bă, e clar Messi, luăm pe Messi clar. Mergem de data asta la left wing să vedem ce avem pe poziția de left wing. Și vine băiatul ăsta muștar. Muștar cu mici ăsta. Se potrivește și tricoul lui cu culoarea muștarului. Și nu știu de unde e. E din MLS, joacă la Nashville SC. Are 5-4, e tank băiatul ăsta. Din păcate o să fie destul de greu de legat, însă luăm pe el clar, pentru că are o vere foarte mare. Un right mid icon ar fi forță. Doar că pică Candreva aici, Bowen. Ulei de măsline cu muștar, facem un sos de la nebun. Ok, o să-l iau pe Bowen aici, pentru că e din Premier League. Facem schimb între el și Kevin De Bruyne.
Și poate este ceva. Un lev mid german sau ceva de genul ca să eleg pe băieții ăștia. Ok, pică Sonaldo. Cred că o să luăm pe Sonaldo de 90. Bă, la rating stă bine, doar că chimia e marea problemă. Joe Gomez aici se leagă perfect. Un Van Dijk Team of the Season, te rog eu frumos. Te rog eu frumos, jocul e un Van Dijk Team of the Season, doar atât vreau. Nope. Nu, picăm o vere. Pică Sanchez ăsta care își suge degetul. Ok, să luăm pe Sanchez, îi dă full chimie lui Sonaldo. Haide mă, Van Dijk Team of the Season. Nu vreau să pice vere. Laporte, Marquinhos, Bonucci și ăsta o să luăm pe Laporte pentru că el aduce chimia. Mamă, și ce bine începusem, doar că la fundaj dă destul de slab. Poate totuși la rezerve o să avem destul de mult noroc. Aici la portar din nou foarte, foarte slab. 91 vere totuși. Și vreau niște rezerve blană. Blană rău de tot mi le-a dat, ce să zic. Ai, de mă, pe bune. Băi, și ce bine începusem, băi, frate. Băi, cât de bine începusem și acum se strică tot draftul. Ferran Torres sau Salah. A, l-avem și pe Van Dijk, stai așa că nu-l văzutem pe Van Dijk. O să-l iau pe Van Dijk. Luăm pe Van Dijk de 91 și-l băgăm aici în echipă. Îmi trebuie și un striker din Premier League sau din Franța. Nu știu ce mi-ar trebui. Bele o să-l iau pe Gabriel Jesus. Și o să-l bag aici. 90 chimie. Până acum 91 rating. S-ar putea să facem un 191 cel mai probabil. Vine și Cafu aici. Nu știu de ce pică așa des Cafu. E ok, uite, îl băgăm striker, frate, și facem 95 chimie. 92 rating, 95 chimie până acum, băieți. Oh, vine Salah și vine de asemenea și Mane. Păi clar, luăm pe Mane, clar. Și îl băgăm pe Mane și facem 99 chimie. Acum aș putea să merg doar cu ratingul. Ok, dar care rating, că n-avem rating. Care rating, că nu mai vine ratingul, ești nebun. Acum o să vină numai cartonașe gol cel mai probabil. Da, am avut dreptate, băieți. Cred că aici s-a stricat draftul. Da, s-a stricat draftul, aia e. S-a stricat draftul, băieți. Păcat, avea potențial draftul ăsta. Însă nu mai vrea jocul să dea efectiv nimic, din câte văd. Nu ne ajută jocul. Nu vrea să ne ajute, băi, jocul. Uite, ultimii 5 jucători cât de slabi au fost. De fapt, ultimii 6. Hai să zicem că Teo Hernandez a fost decent. Însă draft cu potențial de 191 sau chiar 192 s-a transformat într-un 190. Cam nașpa, ce să zic, însă asta e. Da, băieți, și ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Ușor, ușor văd că apar din ce în ce mai mulți jucători buni și poate pe viitor o să reușim 193 acolo. Astăzi, din păcate, n-am reușit, însă sperăm că pe viitor ne ies. Dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo, 1500 de like-uri și mai facem drafturi. Nu uitați să vă abonați, eu am fost Gianni, v-am